25 ianuarie, anul 2021. Trezirea după voia lui Dumnezeu. Leonard Ravenhill. Adevărul zace pe uliță. O, Sion, grăbește, slujba-ți împlinește, scria Marianne Thompson într-un poem în care găsim și strofa. O, iată câte mii zac azi în închisoarea cea cruntă de întuneric și păcat. Și nu-i nimeni să le spună de iertarea ce în moartea sa Hristos a câștigat. Cum oare, cunoscând creșterea ratei demografice mondiale și conștienți de starea semi-amorțită a bisericii, putem fi așa de uscați în viața de rugăciune personală sau comunitară? În acest moment există pe planetă mai multe suflete nemântuite de când s-a aflat vreodată pământul. Mai multe suflete nemântuite decât oricând altădată în istorie. Ce provocare este să-L rugăm intens pe Domnul Secerișului să trimită lucrători în lan. Și cum vor putea aceștia să audă dacă nu vor fi predicatori înflăcărați care să declare că această generație de credincioși este responsabilă față de generația de mulțimi ce se pierd? Să vă dau niște combustibil pentru focul inimii. Noi, cei din Statele Unite, am dat lumii o recoltă de religii false. Am aruncat în vânt semințele găunase ale mormonilor și minciunile martorilor lui Jehova. Am primit spiritismul prin surorile Fox. Scientologia creștină s-a născut pe aceste meleaguri. Școala Unită a Creștinătății, ivită prin anul 1980, în orașul Kansas, livra mântuire, așa cum orice companie livrează marfă la cerere prin serviciile de coletărie, ca să folosesc o expresie a doctorului Walter Mertin. Toate astea și multe alte asemenea lor, noi le-am dat lumii, am semănat vânt și culegem furtună. Tinerii noștri cad cu miile în plasa lui Sang Myung Moon, la fel secta Hare Krishna are mulți adepți, dintre care 40% sunt tineri intelectuali de origine evrească. Moschei musulmane au început să împânzească țara. America este un câmp mănos de misiune pentru tot felul de erezii, ale căror semințe și lucrări propășesc în mijlocul nostru. Adevărul zace pe uliță, strigă Isaia, conform cărții Isaia, capitolul 59, versetul 14. Și astfel, izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potignit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Dar mult mai rău este că adevărul zace și la amvoane azi.
Vestitorii predică mai degrabă ceea ce Apostolul Pavel numea o altă evanghelie. Oamenii denaturează scripturile spre propria nimicire și pe deasupra schilodesc și credința altora. Mulți lucrători preferă să fie un fel de baby sister pentru creștinuții suferinți de malnutriție spirituală cronică. Abonații amvoanelor sunt fericiți să-i asigure pe cei ce ocupă scaunele că pot avea 1000 de beneficii în schimbul unei singure depuneri, în ghilimele, a păcatelor proprii la picioarele crucii. Nenumăratele promisiuni ale unor bucurii veșnice sunt subliniate săptămânal, iar responsabilitățile ostășești ale creștinilor sunt promovate foarte slab. Adevărul e că abia se mai aud imnuri precum sculați, soldați ai crucii sau la luptă, frați, pentru Isus. El și-a dus până la capăt lupta în Ghețimanii și la Calvar. Noi înfășcăm foloasele și fuga spre Canaanul ceresc. Dar viața creștină este o bătălie. Creștinii de pe strada ușurătății vor continua să-i plătească bine pe organizatorii de servicii și mitinguri religioase, de spectacole și festivaluri cu tentă evanghelică, ce-și construiesc propriile împărății, în ghilimele, în numele singurului căruia îi aparține împărăția. Am auzit nu de mult cum protagonistul celebru al unui cunoscut talk show creștin îndemna milioanele de telespectatori ca, dacă doresc să aibă parte de dragostea lui Dumnezeu, să doneze la numărul de pe ecran, pentru că Dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu bucurie. Astfel de stratageme ating coarda sensibilă a inimii. Da, dragostea adevărată dăruiește, dar ai dărui Domnului înseamnă mult mai mult decât un dolar pe săptămână unui teleevanghelist nesățios. Presupune să te dai întâi pe tine însuți Domnului. A dărui un bănuț pentru cauza Evangheliei nu presupune neapărat moralitate, spiritualitate sau jertfă. Nu implică niciun fel de pericol. S-ar putea să fie vreunii care să creadă că există vreo bursă creștină de valori în care să devină investitori automați prin simpla contribuție la programul nostru. Ce înșelăciune perfectă! Ce josnică meschinărie! Cât lumesc! Ce minciună! Lumea stă însângerată în praful istoriei la picioarele noastre, rănită de războaie, răvășită de foamete, sfâșiată de crize, ciuruită de violențe, slăbită de sărăcie și șomaj. Națiunile Unite asistă neliniștită la războiul civil din Irlanda de Nord, la ocuparea Afganistanului, la măcelul dintre Iran și Irak. În vreme ce Polonia strigă în lanțuri, Libanul se chircește de durere, iar America Centrală este terorizată de insurgenți comuniști. În acest context de incapacitate și lipsă de putere politică, de lăcomie exagerată și declin spiritual, omenirea pare împărțită în trei categorii. 1. Cei ce se tem. 2. Cei ce nu știu unde a ajuns ca să se teamă.
și 3. Cei care cunosc Scriptura. Sunt tentat să cred că trăim în mileniul, în ghilimele, al Satanei. El stăpânește peste aproape întreaga lume, după cum spune Scriptura. Toată lumea zace în cel rău. 1 Epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Oamenii sunt speriați. Jim Hampton. În Lațul Cavalerului scria: simțiți și voi, la fel ca mine, cum crește în aceste zile, din străfundul măruntaielor, un ghem, un nod? Rod al nopților chinuitoare, în care nesomnul îți strigă că e ceva putred în țara ta, în lume, poate că ți-ai dat seama că Armagedonul nu e o alegorie despre care citești doar în Biblie, nu? Și pentru că simți parcă pentru prima oară în viață că vâlvătaia stă să izbucnească, te gândești dacă nu cumva Armagedonul ar putea fi posibil? Ei bine, eu simt nodul ăsta și am vorbit și cu prietenii mei și n-am întâlnit niciunul care să nu-l simtă. Devine tot mai clar că oamenii își dau sufletul de groază, conform Evangheliei după Luca, capitolul 21, versetul 26. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Destule cupluri, chiar creștini, afirmă că nu intenționează să aducă prunci în lumea asta plină de nebunie și răutate, pândită de calamități și mega războaie, tot mai afectată de lipsuri de tot felul, inclusiv de apă de băut și hrană. De ce a căzut peste noi plaga acestei mocirile de imoralitate? Nu spuneți că toți cei care se complac în comportamente de ochiate sunt lipsiți de educație. Rita Jenrit, soția lui John Jenrit, congresmanul de Carolina de Sud, acuzat pentru corupție în cazul Epscom, afirma: Congresul este o adunătură de oameni a căror sete nu poate fi potolită. Drogurile, alcoolismul, femeile, divorțurile, cazurile de homosexualitate dintre ei dovedesc asta din plin. Cel mai adesea, sexul și alcoolul sunt zmârcurile în care se înfundă drumurile carieriștilor din Congres. De ce oare pot răufăcătorii, cei din periferii, dar și cei din guverne, să-și reprime conștiința, să se dedea la violențe oribile, să sfideze legile lui Dumnezeu și legile penale? N-am găsit decât o singură explicație a acestui nechipzuit, irresponsabil stil de viață. Oamenii aceștia n-au auzit niciodată Evanghelia. Poate să fie auzit o Evanghelie, dar nu Evanghelia. Apostolul Pavel scria: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului.
Și el a trăit într-o lume sângeroasă pe care romanii o cuceriseră în cea mai mare parte prin sabie. Împotriva ei, apostolul a ridicat sângele crucii. Lupta lui a fost cunoscută până în străfundurile iadului. Pe Iisus îl știu și pe Pavel îl cunosc, afirmau demonii. Conform Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 15. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Astăzi avem o altă evanghelie, conform epistolei lui Pavel către Galateni, capitolul 1, versetul 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Crucea este în zilele noastre un obiect de potoabă, din aur sau argint, dacă îți permiți, ornată chiar cu diamante sau rubine. Pentru mulți, un talisman, purtat nu cu teamă sfântă, ci cu o religiozitate superstițioasă. Dumnezeul Sfințeniei și al Măreției Veșnice este tot mai greu și mai rar pomenit astăzi. Altădată predicatorii obișnuiau să li se adreseze cu îndrăzneală celor de pe scaune. Sunteți păcătoși, sunteți pierduți. Astăzi nu se aude decât sunteți iubiți. Numai oamenii vii pot prezenta cuvântul cel viu. Dacă predicatorii nu vor umbla în frică de Domnul și dacă nu vor coborî din prezența lui Dumnezeu la anvoane, viața spirituală a națiunii va continua să decadă până la neputință și, în final, apostazie. Râvna neclintită a Sfântului Pavel pentru salvarea celor pierduți poate fi explicată prin propriile cuvinte. Ca unii care cunoaștem frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, adică să-i convingem. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 11. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Oare când a fost răpit în al treilea cer, l-a văzut el precum Isaia pe Mântuitorul în slava sa plină de strălucire? Să fi văzut el norii judecății divine prăvălindu-se peste oamenii fără de legi? Pavel le scria corintenilor cam aceleași lucruri pe care le-a scris Iuda. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Epistola lui Iuda, singurul capitol, versetele 14 și 15. Și pentru ei a poruncit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Să ne mai mirăm că Pavel nu pune în surdină mesajul său despre frica de Domnul? A fost o vreme când oamenii se duceau la biserică să-L întâlnească pe Dumnezeu.
Acum se duc să audă o predică despre el. Dacă Domnul în slava sa de biruitor asupra morții ar apărea prin bisericile noastre, ar fi o panică generală și, pentru asta, noi predicatorii suntem de vină. Aș propune o zi națională de pocăință și rugăciune pentru predicatori. Avem nevoie. O, gloria ce va fi! Dumnezeu ne-a chemat pe noi, oamenii Lui, să fim mireasa Lui cea sfântă. Din mulțimea de suflete vii, El ne-a chemat de partea Lui. Calea la care El ne cheamă este aspră, abruptă. El cunoaște calea și noi suntem oile Lui. Planurile Lui aparțin Lui și niciunul nu-i neclar. Dragostea Lui ne conduce la izvor, ne dă zilnic pâinea cea de toate zilele și până aici El ne-a condus. Chiar dacă e întunecată calea și cărarea e abruptă, El alungă lupii de la noi, oile sale, câteodată norii acoperă fața, dar binecuvântat fie numele, bogățiile harului său, pot să ne întărească împotriva oricărui atac. În înțelepciunea lui are planuri pentru întreaga turmă, chiar acum cerul pare a fi de aramă, dar nu te teme, ci gândește-te, a venit ca să treacă. Chiar de-ar fi de 7 ori mai încălzit cuptorul, harul meu suficient va fi. Sufletul tău trece prin furtună, curajul îți campiere și povestea încă nu s-a spus, dar un aur mai strălucitor va ieși din această îndelungată luptă, în timp ce Iisus îți spune, privește la mine. Pentru tine am plănuit zile veșnice, pentru tine am plănuit mii de căi. Eu am trecut prin Ghețimaniul meu. Tu, copilul meu, vei purta aceasta pentru mine? Spatele meu a fost biciuit și am îndurat toiagul. Tu vei purta aceasta pentru mine, Dumnezeul tău? Pentru tine am plănuit o cunună de mărgăritare. Tu vei merge până la capăt sau mă vei părăsi? Poți să mai îndur câțiva ani sau vei provoca lacrimile stăpânului tău. În timp ce frații lui Iosif făceau avere, tânărul Iosif a suferit un timp. Acel un timp a apărut o perioadă îndelungată, fără niciun plan sau țintă. Fraților, nu le-a păsat deloc că Iosif zăcea într-o groapă. N-au arătat nicio durere pentru starea lui și nu le prea păsa de bine sau de rău. Dar Dumnezeu era acolo, în spatele norului. El nu își trâmbițează cu putere planul. Calea prin groapă și închisoare l-a dus pe Iosif în fruntea națiunii. Atunci Iosif n-a mai plâns și n-a gemut. Fiecare pas îl conducea spre tron. Frații flămânzi au privit curând un domnitor cu un lanț de aur. Au plâns și s-au bătut în piept înaintea celui vândut izmaeliților. Fratele lor, cu puterea morții, fiecare din ei a căzut înaintea lui cu răsuflarea tăiată. Iertând, Iosif a înțeles, voi v-ați gândit la rău, dar Dumnezeu la bine. El nu m-a lăsat, nici nu m-a părăsit. El știa fiecare pas pe care trebuia să-l fac. Păstorul meu m-a condus la pășuni verzi. Nu putea fi nicio altă cale pentru mine. Am arătat că El e Dumnezeu. Am răbdat în întuneric și am sărutat toiagul. Ia acest exemplu din cuvântul Lui și caută să-L cunoști pe Domnul. Acum vedem ca într-o oglindă, dar, o, gloria ce va veni! Leonard Ravenhill. Nu eu, ci Hristos. Nu eu, Hristos fie înălțat, slăvit, iubit. Nu eu, Hristos fie văzut, știut și auzit.
nu eu, Hristos în orice faptă și privire, nu eu, ci El în orice gând și orice rostire, nu eu, Hristos alină orice întristare, nu eu, ci El șterge lacrimi amare, nu eu, Hristos poverile ți ridică, nu eu, Hristos te vindecă de frică. Hristos, doar Hristos, nu vorbește de prisos. Hristos, doar Hristos, nu face zarvă de pomană. Hristos, doar în Hristos, nu este nici urmă de aer important. Hristos, doar în Hristos, nici urmă de eu nu poate fi găsită. Nu eu, Hristos orice nevoie-mi împlinește. Nu eu, ci doar Hristos să-mi fie a mea putere și avere. Hristos, doar Hristos pentru trup, suflet și duh. Hristos, doar Hristos, trăiește-ți viața în mine. Hristos, doar Hristos, curând îmi va împlini speranța, curând, foarte curând, voi vedea slava de nemai văzut. Hristos, doar Hristos, împlinindu-mi orice dorință, Hristos, doar Hristos, să-mi fie totul în toate. Doamna E. Worthington. Biblia a fost scrisă cu lacrimi și celor ce varsă lacrimi își oferă ea comorile cele mai de preț. Dumnezeu nu are nimic de spus omului superficial. Aidan W. Tozer. Ezra mărturisește păcatul Ierusalimului într-o asemenea agonie, de parcă povara aceasta ar fi fost în întregimea lui. Duhul lui Ezra, în rugăciunea publică, atitudinea și manifestările sale sunt de ajuns ca să-i scandalizeze pe toți cei cu inima împietrită, uscată și stearpă. Alexander White. Dumnezeu n-are nevoie de sponsori. Fanaticii credinței noastre sunt convinși că îi fac un serviciu lui Dumnezeu, aducându-i cereri exagerate, cum ar fi: totul este cu putință celui ce crede. De ce procedează acești învățători așa? Ca să-și convingă ascultătorii să-și solicite un pic mai mult credința, cât să-L convingă pe Dumnezeu să le acorde în sfârșit izbăvirea îndelung amânată. De un lucru sunt sigur: Dumnezeu nu are nevoie de încurajări de pe margine, n-are nevoie de sfaturi, de mângâiere, n-are nevoie de sponsori. Momeala cu care prea adesea sunt amăgite sufletele disperate este: rugăciunea nu are limite. Dar asta este în totală contradicție cu ceea ce învață Scriptura despre rugăciune. Rugăciunea și credința nu pot face totul. Da, nici chiar Dumnezeu nu poate face totul. Dumnezeu nu poate șterge istoria. El a jurat pe sine că o va judeca. Dumnezeu nu poate să mintă. El a încredințat mai dinainte toate sufletele tribunalului veșniciei. Dumnezeu nu poate ierta păcatul nemărturisit. Dumnezeu nu-și mai poate aduce aminte de păcatul iertat. Dumnezeu nu poate anula eficiența crucii. Rugăciunea nu-L va schimba niciodată pe Dumnezeu în privința vreunuia dintre aceste lucruri. Rugăciunea nu este, deci, nelimitată. Rugăciunea nu poate depăși hotarele îndurării lui Dumnezeu. Rugăciunea nu poate atinge sufletele din iad, în ciuda tuturor pomenilor și liturghiilor. Rugăciunea nu poate ține de apururi, nici de foame, nici de sete, nici de somn. Rugăciunea nu poate face ca bătălia de la Armagedon să nu mai aibă loc.
dar mai bine să lăsăm Biblia să răspundă teoriei nescripturale, conform căreia rugăciunea nu are limite. Cartea Ezechiel, capitolul 14, versetele 12 la 14. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfârma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor, prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Din nou, în versetul 16 citim: Și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge un pustiu. Și aceeași frază se repetă în versetele 18 și 20. Și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar mai scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. Și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Noe, Daniel și Iov au fost oameni sfinți, oameni zmeriți, oameni credincioși, dar nici măcar ei n-au avut puterea să câștige bunăvoința Domnului pentru alții. Dumnezeu dăduse un decret, iar în îndurarea lui avea să sfârșească față de cei ce își păstrau și își onorau idolii proprii, conform Ezechiel 14, versetul 8. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu și veți ști că eu sunt Domnul. Tot Ezechiel ne spune în capitolul 8, versetele 16 la 18, următoarele cuvinte: Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului, și iată că, la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit, și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis: Vezi, fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura, chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Pământurile noastre sunt pline azi de violență și silnicie și mulți își întind mâinile către soare în adorație cultică și asta în pofida valurilor de predici, inclusiv prin orice mijloace și a munților de tractate, broșuri sau Biblii. Milioane de oameni dovedesc astfel că nu le pasă și mărșăluiesc inconștient spre pieirea lor veșnică. Domnul a avertizat: Voi mai clătina încă o dată și nu numai pământul, ci și cerul.
Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 26. Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Mă rog ca, înainte de a face asta, el să zguduie amvoanele. Mulți dintre predicatorii noștri populari se simt stăpâni pe situație și se arată încrezători mai degrabă în diplomele și robele lor, așa că nu se gândesc câtuși de puțin să apuce mantaua zdrențuită și transpirată a lui Ilie. Dar nici diplomele, nici robele nu săvârșesc minuni în lucrare. Și când spun minuni în ghilimele, înțeleg vecinătăți, așezări, orașe chiar trezite din somnul de moarte al păcatului printr-o atingere divină și o influență dumnezeiască. Pentru că iată ce face trezirea, despică cerul, revarsă ploi de binecuvântări peste pământul uscat, sec și fără apă, aduce viață veșnică celor morți în fără de legile și în păcatele lor. Ascultați tropăielile inconștiente ale sufletelor ce mărșăluiesc spre o veșnicie nesfârșită. Predicatori, mai puteți dormi liniștiți? Păgânii, mă uit atent la jungla omenirii, la oamenii ale căror trupuri îți vine greu să le privești, murdare și cu pântece rebele, păduchi împlete și mirosuri grele. O mamă își duce pruncul pururi dezvelit, la sânul ei sărman și ofilit. Stă în aceeași casă cu niște câini jegoși, cea mai bună cameră păstrată-i pentru porci. Nimic nu știe soțul de cai sau vaci, dar se mândrește prin sămânța aeroditoare. Locui bun numai pentru porci și câini, ce sforăie lângă focul de bușteni mogniți. Pe alții văd târându-se în deșert, auzi zgomotul surd al pașilor desculți, îi văd mișcându-și capul nespălat, ghemuiți lângă morții lor nemântuiți. O, Doamne, e nebunesc de absurd că nu l-au cunoscut pe Hristos, nici cuvântu-ți sfânt. În iad s-au dus pe când noi ațipeam în strane, vorbind despre doctrină, le-am refuzat măreața veste. Am stat în puf și ne-am cruțat genunchii, am fost bogați și i-am uitat pe aceștia. Ce bâșbuie fricoși în noaptea fără de tine, dacă i-am fi iubit vreun pic, le-am fi trimis lumina. Iisuse, prin tăria numelui tău sfânt, dă biserici moleșite o inimă plină de rușine, lovește-i cugetul rece, îndoaie-i tu genunchii, fiindcă a pierdut grija pentru aceștia, care, din generație în generație, s-au pierdut de-a ta măreață mântuire. O, Doamne, în ziua aceea, ziua judecății, când căminele și magaziile fi vor măturate, când nu va fi un loc de pace pentru niciun om din nicio națiune, atunci orice om singur va sta înaintea regelui, pe tronul lui de judecată. Ce am să mă fac când păgânii vor sta și mă vor acuza că nu i-am ajutat nicicum? Să-i scap de durere și chin veșnic ce am stat în tihna mea, lăsând pe alții să ducă mesajul care am știut prea bine că îi poate mântui de păcat, de frică și de iad. O, Doamne, în ziua acea înfricoșată, când orice scuză fi va înlăturată, când nu va mai fi vreme de pocăință și rugăciune, când comorile pământești vor zace în țărână, atunci, o, Doamne, cum voi da socoteală de banii și timpul ce le-am risipit? Leonard Ravenhill. Cum o iei așa în glumă?
Cum o iei așa în glumă când focul arde în lăuntru? Cum o iei așa în glumă într-o lume zdrobită de păcat? Cum o iei așa în glumă când sunt mii de națiuni ce vor să audă? Cum o iei așa în glumă într-o lume ce aleargă în iad? Cum o iei așa în glumă când biserica doarme la adăpost? Cum o iei așa în glumă? Îmi spune cineva, vă rog. Leonard Ravenhill. Sunt îndurerat de râvna ereticilor și de apatia credincioșilor. Iadul duduie, iar biserica moțăie. Domnul Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, este cea mai fascinantă ființă care a trăit vreodată pe pământ. Ce ochi mari trebuie să fi făcut mulțimile care îi auzeau învățăturile uimitoare. Cât de șocați trebuie să fi fost cei ce-l vedeau, dând grai muților, sau cum deschidea urechile surzilor. Cum aprindea lumini în ochii orbilor și expedia demonii înapoi în iad. Oamenii trimiși să-l prindă au fost prinși de autoritatea sa. Păgânii au fost nevoiți să recunoască. N-a mai vorbit nimeni ca omul acesta. Cuvintele lui, conform propriei sale definiții, erau duh și viață. Fascinației înșiși de lucrările minunate, ucenicii n-au cerut: Doamne, învață-ne să facem minuni. După cea mai măreață cuvântare ținută vreodată de un om, predicată de Fiul omului, ei n-au cerut: Doamne, învață-ne să predicăm. Dar probabil că trebuie să fi tras cu urechea pe când el se ruga singur deoparte, căci au venit și l-au rugat stăruitor: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doar el prin Duhul său poate să ne învețe să ne rugăm. Și abia dacă au exprimat dorința de a fi inițiați în rugăciune, că unii dintre ei au și avut parte de cea mai măreață ocazie care se poate ivi în viața cuiva. El i-a luat cu sine pe muntele schimbării la față pe Petru, Iacov și Ioan. La o întâlnire de rugăciune cu participare din altă lume, mă întreb dacă asemenea participanți din altă lume trag cu urechea la rugăciunile noastre? El se ruga, iar ei moțăiau. Asta mă uimește de câte ori citesc pasajul. Cum de-au putut face așa ceva? Să se fi rugat el prea îndelung, astfel încât ei n-au mai putut birui somnul, de vreme ce nu erau obișnuiți să-și petreacă nopțile în rugăciune? Să-i iertăm de data asta. Dar iată că li s-a mai dat o șansă. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, în Ghețimani. Și le-a zis atunci: rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 37 și 38. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Ei ar fi trebuit să vegheze, dar s-au vlăguit. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind în cea mai neagră oră a vieții lui. Și probabil că i-a trezit, pentru că i-a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Apoi s-a depărtat a doua oară și s-a rugat. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind din nou. I-a lăsat, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum. Asta pare a fi o lene incredibilă și o lipsă de dragoste. Și totuși mă întreb, cine dintre noi ar putea ridica primul piatra să arunce în ei? Nu doarme biserica și astăzi? Nu știu dacă Nero cânta la vioară în timp ce Roma ardea.
dar știu că acum iadul duduie, iar biserica moțăie. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul, a semănat neghină între grâu. În timp ce noi am ținut conferințe pe teme controversate din teologie, milioane de oameni au ajuns în mormânt, fără Domnul Iisus Hristos. Acolo ei nu dorm niciodată. Iadul n-are deloc ziua, doar noapte, noapte veșnică, noaptea chinurilor nesfârșite. A spune că mormonii, martorii lui Jehova și alții nu cred în iad, este o eschivare pentru creștinii care n-au o viață de rugăciune. În America sau Marea Britanie, Dumnezeu are o problemă nu cu umanismul, comunismul sau spiritismul, ci cu fundamentalismul mort, cu legalismul rece. Molfăim vorbe despre veșnicie, dar trăim și gândim de parcă timpul n-ar avea sfârșit. Unde sunt oare credincioșii conștienți de veșnicie? Unde sunt sufletele incandescente pentru Dumnezeu care se tem de sfințenia numelui și prezenței Lui și care trăiesc cu valorile veșniciei înaintea ochilor lor? Dacă am avea mai multe nopți în care să ne rugăm în loc să dormim, ar fi mult mai puține suflete în noaptea veșnică și fără de odihnă a iadului. Amin. Noapte de veci, noapte de veci, noapte de veci, ce beznă fi van noaptea aceea, pentru toți cei ce au respins lumina, dar care au avut toate drepturile să fie părtași cu mine la lumină. Când vom sta în jurul tronului său, vom fi cu siguranță fără vlagă, fiindcă ei nici măcar n-au auzit vreodată că mântuirea e doar prin sângele lui. Ce tragedie! Cum voi putea rămâne eu, cel mântuit, care îmi găsesc plăcerea în curăție, neosândit înaintea tronului tău, când împrejurumi milioane mor și ajung în iadul crunt pentru vecie? Trezește-te, braț al Domnului, curăță și înnoiește-ți biserica, sfințește-o, îmbracă-o în putere și apoi trimite-o chiar acum să facă voia ta perfectă. Amin. Leonard Ravenhill.